conform calculelor noastre, impactul este de 1,6 miliarde de lei, respectiv 0,2% din PIB. Toate sunt taxe prevăzute în alte legi speciale. Numai taxa pentru eliberarea cazierului fiscal are legătură cu codul nostru fiscal, dar acesta a fost deja eliminat încă din 2015. Ele sunt venituri la bugetul general consolidat, dar nu țin de codul fiscal, nu țin de legislația emisă de Ministerul Finanțelor Publice.